n-au adus pe nimeni lângă ei care să priceapă la acest fenomen fotbal, au crezut că ei singurul poate să conducă această echipă, ceea ce e foarte greu și nu poți să faci lucrul ăsta. Jos pălăria în fața lui domnul Mureșan pentru cariera dânsului, pentru ce a făcut de-a lungul anilor. Dar ce cauți la Dinamo, tu? Este specializat în insolvențe, în fotbal. Nu e specializat în nimic. El nu face decât ceea ce îi spune domnul Zăvoleanu. Deci el e un fel de purtător de cuvânt. Asta putea să o facă oricine. Hai, logica este următoarea. A scos CFR-ul împreună tot așa cu domnul Zăvoleanu. L-a scos din insolvență și atunci această echipă a fost adusă de la Cluj la București pentru a repeta procedura cu Dinamo. Cel puțin asta e teoria. Da, da, știți cum e. Dacă mergi în Caraibe și faci plajă, asta nu te dacă mergi la Poiana Brașov și faci plajă. CFR a fost CFR, Dinamo e Dinamo. Adică ție ți se pare că Mureșan a luat decizii greșite până în momentul de față? Nu, hai să o luăm cu începutul. Eu cred că Rednic a luat decizia greșită când a venit. Corect. După aia, Rednic a crezut că va reuși să-l schimbe pe Mureșan cu ajutorul DDB-ului, numai că domnul Mureșan a fost puțin mai iute și a reușit să-l schimbe el înainte pe Rednic. În contextul în care eu nu știu ce garanție are și domnul Mureșan că rămâne și nu poate să plece și dânsul. Cu toate că la un moment dat a spus că a vrut să-și dea și dânsul demisia să plece. Ceea ce privește pe Flavius, nu știu, nu-l cunosc foarte bine. În schimb, când văd declarații, domnule, eu am venit la Dinamo, că scapă Dinamo de retrogradare, mă cam buznește râs așa. Eu cred că un antrenor care ar veni acolo la Dinamo n-ar trebui să declară nimic. De ce? Dacă nu va reuși să salveze echipa de la retrograd, ce să spună? Am încercat. Nu mai bine taci și faci decât să vorbești, să nu faci. Probabil că da. În fotbalul românesc, la ora actuală, se vorbește foarte mult, se face foarte puțin. Dar, din punctul tău de vedere, Mircea Rednic trebuia dat afară? Dacă ne luăm după rezultate și după ceea ce a vrut el să facă, da, nici eu nu sunt de acord cu chestia asta, fiindcă de când s-a înființat fotbalul, niciodată un antrenor n-a dat 15 jucători afară și a rămas el ca antrenor. În gen, 100% pleacă antrenorii și rămân jucători. Dar ar trebui, dar ar trebui din punctul de vedere, dați afară și jucători, din jucători? Aici, da, poate sunt unii jucători, dar vezi, aici e o problemă pe care Mircea a gestionat-o puțin greșit. A adus niște jucători acum 2 luni pe care acum iarnă vrea să-i dea afară. Păi, tu i-ai adus acum 2 luni. Tu ai garantat pentru ei. Ți se pare că Rednic mai este antrenorul de acum, să zicem, 10-15 ani? A, nu știu dacă mai are acea putere de luptă și acea putere de a sta concentrat asupra fotbalului? Da, Mircea încă e tânăr față. Nu e așa bătrân să spunem că nu... Nea Mircea. Da. Nea Mircea? Nu, spunea Mircea, Rednic, nu mă preferăm la Lucie. Nu, glumea Cosmin Băleanu aici. Că față de Nea Mircea, da, e încă tânăr. Față de Nea Mircea, față de Lucescu, e încă tânăr, dar nu mai e nici el așa de tânăr, Dănuț. Despre ce vorbim? Nu, eu mă refer bine, am folosit Nea Mircea în contextul care i-a însut lui Rednic Nea Mircea. Da. Da, nu mă referam nicio secundă la Nea Mircea Lucescu. Absolut, păi, ne-am dat seama, noi glumeam aici. Am comis-o eu că i-a însut Nea Mircea lui Rednic, ok, nu... Da, dar vreau să rămân un pic pe subiectul Rednic. De ce? Pentru că Rednic în ultima vreme o ține din eșec în eșec profesional.
Sunt niște cifre care vorbesc în sensul ăsta. Iași s-a dus la Viitorul, tot așa, n-a făcut nimic. Și chiar și ultimului mandat de la Dinamo, sau penultimul, că ăsta a fost ultimul, tot așa, lucrurile n-au mers bine, a terminat pe o poziție proastă. Acum tot mai rău. Și mă întreb, m-ați întrebat vreodată ce mentor au avut toți? Mircea Lucescu. Da. Numai că n-ai Mircea Lucescu, ceea ce Mircea Rednic nu o să poată facă niciodată. Mircea Lucescu e un extraordinar de bun pedagog. Știe să scoată din oameni ce e cel mai bun din ei. Rednic, nu. Să mă scuze domnul Nea Cornel Dino aici, dar seamănă puțin. E mai îngânfat, mai încrezut, așa puțin, cu jucătorii. Dinamo la ora actuală avea nevoie de un antrenor, nu de un antrenor, de un pedagog să vorbească cu copiii, să-i scoată din starea aia în care... Acum am jucat și eu fotbal, știu, n-am participat niciodată, dar îmi închipui să stai 11 etape, să câștigi 6 puncte. E dureros așa. Nu crezi în Stoican? Nu cred că are puterea necesară să mobilizeze acel vestiar. Și trebuie să și recunoaștem, vestiarul ăla e împărțit în vreo 3-4 tabe. Și atunci ce se întâmplă, Dănuț? Vedem un moment istoric, o retrogradare a lui Dinamo la sfârșitul sezonului? Doamne ferește, eu nu doresc lucrul ăsta, dar orice e posibil, atâta timp cât... va fi o luptă între DDB și domnul Mureșan acum, se poate întâmpla orice. Tu crezi că Mureșan crezi că va fi schimbat de către Badea și DDB? E o problemă aici mai delicată, vezi? Dacă domnul Badea se retrage și spune că nu mai ajută, nu știu cum o să reușească această echipă să supraviețuia. Ok. Se spune că salvează echipa, dar la anul ce faci? Dacă se retrag pe sponsorii, din ce trăiești? Nu văd... Am înțeles că domnul Mureșan s-a înțeles cu doi sponsori de la o schimba pe Renic. Da. Acei doi sponsori credeți că va reuși să țină amândoi echipa dacă va supraviețui în divizia... Eu nu cred. Spune-mi în final un lucru, Dănuț, să schimb subiectul și trec la națională și vreau să te întreb dacă te-au surprins și cum comentezi refuzurile astea în linie, da, pe care le-a primit Federația, începând cu Gică Hagi, continuând cu Răzvan Lucescu și terminând acum cu Dan Petrescu. Bine, în primul rând, în afară de Gică, care dacă ar fi vrut, într-adevăr, e părerea mea personală, ar fi putut veni antrenorul la echipa națională, ceilalți doi au contracte, au clauze, au, nu cred că ar fi putut veni la echipa națională. Adică nu-l văd nici pe Răzvan să-și plătească clauza, nici pe Dan Petrescu. Dar da. Ce se întâmplă? Că eu discuția asta, auzim foarte des ideea asta de dom'le, iubim naționala, vrem să antrenăm România, vrem să facem, vrem să dregem și în momentul în care totuși primești o ofertă, nu zici da. Păi, Dan Petrescu și cu Răzvan nu puteau să spună da. Au contracte, cum puteau să plece da? Decât dacă își plăteau clauzele de reziliere. Și cum Federația nu plătește clauzele de reziliere, n-aveau cum să vină, nu? E logic. În ceea ce privește pe Gică, da, Gică, eu cred că ar fi putut renunța să fie patron, să dea acțiunile oricărui din familie și să vină la echipa națională. Și de ce crezi că n-a făcut-o? Da, eu rămân la părerea că e foarte greu să fii antrenor și să mai ales în zilele să fie antrenor la echipa națională. Nu mai e tentantă națională?
Păi toată lumea vrea rezultate. Te întâlnești cu acei jucători de 6 ori pe an câte o săptămână. Ce poți să faci? Poți să faci mare lucru? Nu poți. Nu știu, și la echipa națională eu cred că federația a greșit, fiindcă eu aș fi făcut tot ce era omenește să-l păstrez pe Mirel în continuare. De ce? Cât de cât în ultimele 3 meciuri echipa națională a jucat ceva. A arătat că copiii aia au început să înțeleagă ceea ce vrea Mirel Rădoi de la ei. Ok, am ratat calificarea. Dacă din 2 în 2 ani noi aducem antrenori și îi schimbăm și nu dăm o continuitate și ca antrenori la echipa națională, eu vă spun că o să mai treacă încă 20 de ani și tot nu să ne calificăm. Ultima întrebare, ți se pare Mutu o soluție? Da, eu îmi doresc să reușească. Da, 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 n-are experiența necesară, nu știu. Eu aș văzut un antrenor mai înetat, cu experiență mult mai mare la echipa națională. Adi nu e. Da, poate, da, poate să reușească. Eu vreau să mă contrazic că să reușească să califice echipa națională. Mulțumesc, Dănuț, pentru intervenție. Seară bună în continuare. Andrei, status. Minutul și scorul. Se discută, cum știm, se va discuta cu Mutu, e următorul pe listă, știi ceva? Eu știu doar ce am făcut eu la nivelul comisiei tehnice, faptul că am trecut pe o listă niște nume, așa cum au făcut toți ceilalți membri ai comisiei tehnice. Listele au fost înaintate. Poți să-mi spui numele tale? Nu. Nu. Nu, nu-i corect. Nu-i corect să... Să spun nu eu, că am văzut că au apărut 10 nume. Nu-i corect că au apărut cele 10 nume pentru cei care l-au dat, din punctul meu de vedere. Eu așa văd lucrurile. Ok. Dar e ok, mai lipsesc din ele. Adică mai... din lista nu-i complet. Asta apropo de... E bine. Bun, deci s-au strâns rezultatele. Echipa de negociere este formată din președinte și din directorul tehnic. Am înțeles de la ei că toți cei de pe acea listă vor fi contactați. În măsura stai puțin ca să înțeleg și eu și mă gândesc ca și oamenii că ești direct implicat și nu ne dai tu din casă, dar cât de cât. Deci comisia tehnică formată din câți oameni? Păi sunt, cred că vreo 15-16 cu drept de vot. 15 oameni. 4 în care fac și o parte fără drept de vot. 20 de oameni plus minus, da. Li s-a solicitat să dea o listă. Da. Limită 4, 5, 7 sau fiecare erau câți au vrut. 5 căsuțe acolo, deci fiecare dar nu era musai cei... să le completez. Puteai să pui 2 sau 3. Eu n-am avut, n-am găsit 5, da. Ok. Deci, nu, ca să înțeleg, înțeleg sistemul. Deci acești 20 de oameni au pus fiecare, să zicem, câte 5, câte 3, câte au vrut fiecare. Da. Mulți dintre ei au pus aceleași nume, logic. Probabil, asta contează mai puțin. Și s-a făcut ceva ce iese aici. Nu știu dacă e adevărat, tu poți, ne-ai spus că da, dar logică sunt mai mult de 10 din 20 nici de oameni. Adică eu, 20 de oameni care au pus câte 5 nu înseamnă că sunt 100. Asta nu, logic nu, că nu. Mai mulți au pus pe Belloni. Da. Din informațiile pe care le-am avut de la directorul tehnic, în momentul în care s-a uitat așa pe el și a zis, marea majoritate sunt și, pentru că a mai fost o ședință, o comisie tehnică, acum vreo 3 săptămâni, înainte de Dan Petrescu, de a-l contacta pe Dan Petrescu. Și atunci s-a procedat într-un fel similar, numai că nu scris doar pe vorbe. Bun, și în lista aia v-a dat 1, 2, 3, 4, 5, adică tu ai zis, domne, primul în lista mea, Andrei Vochin, e X. Al doilea e Y și așa mai departe, nu? S-a cerut ca clasament. Să nu fie date note, adică să nu conteze ordinea, să punem în ce ordine vrem noi. Păi nu, că atunci, într-adevăr, unde vreau să ajung, ies să zicem 10 nume, sunt sau nu sunt, care au apărut în presă, dar nu înseamnă că primul pe listă e Mutu. Ca având cele mai multe, înțelegi ce spun? Nu știu dacă Mutu a avut cele mai multe. Am dat exemplu că e primul pe listă aici. Dacă a fost altcineva... Păi nu, dar atunci cum se merge mai departe cu negocierea? Cum îi luăm de pe lista asta, cei doi negociatori? Că a ieșit o listă de 10. Probabil că vor totaliza dintre ele și cei care vor fi avut cele mai multe voturi vor fi contactați. Cred că... Primii, ordinea, da. Asta spune ordinea. Da. Că dacă tot s-a făcut așa. Dar, deci zici că s-a făcut și înainte de Dan Petrescu? V-a consultat și înainte de Dan Petrescu? Da.
Atunci mi se pare corect. De-aia nu înțelegeam de ce s-a dus întâi Radan Petrescu, mă duc mai în urmă la Hagi și mai în urmă eventual la Răzvan Lucescu, pentru că înseamnă că s-au dus la Hagi și la Răzvan Lucescu fără consultarea asta. Nu s-a întrenut. Aia cred că a fost pe cale orală, nu s-a acolo. Nu s-a strâns comisia de facto, în sală. Bine, n-ar fi zis nimeni, domnule, de ce l-a spus pe Hagi. Probabil, dacă dar n-ar fi trebuit să aibă ok-ul comitetului executiv? Pentru... Păi, ok, eu comitetului executiv îl au de a negocia, adică nu... Deci cu oricine nu te trebuie duci la nominal. Comitet să-l întrebi, domnule, negociem cu... Nu, dar abia în momentul în care ai făcut o negociere, vii și anunți comitetul executiv. Uite, noi ne-am înțeles cu domnul X, ar vrea să vină la echipa națională, că asta văd că devine o condiție. E o problemă. Devine o problemă. Ți se pare o problemă deja? Da, mi se pare o problemă, sincer. Și de ce crezi? Adică, hai să, păi, să e întreb important altfel. Dacă e problema lor sau problema federației sau echipei. Ai astea. Fost dezamăgit? Că am auzit oameni care au spus că au fost dezamăgiți de felul în care a procedat Dan Petrescu. De astea 3 săptămâni pe care le-a cerut Răgaz, toată lumea și imagina, ok, de ce să cer 3 săptămâni Răgaz? Că la sfârșit să dai un răspuns. Okay. Dar, pentru că Hagi vine din prima zice nu, Răzvan Lucescu vine din prima zice nu, Dan Petrescu vine și zice am nevoie de 3 săptămâni să vă zic nu. Nu, da, nu, măcar dacă ar fi zis așa, am nevoie de 3 săptămâni să vă dau un răspuns. Eu nu mai sunt dezamăgit de mult de lucrurile astea. Știi cum e, când eram suporter, înainte să de a deveni ziarist, vedeam fotbalul într-un fel. Când am intrat în interiorul lui, l-am văzut în alt fel și nu mă mai poate dezamăgi nimeni. Îi înțeleg, pe toți îi înțeleg. Își văd de interesul lor în momentul ăsta. Eu personal îi înțeleg.